Documente obținute de Politico arată că China livrează puști mitralieră, piese pentru drone și echipamente antiglonț Rusiei. Transporturile se fac între firme private prin Turcia și Emiratele Arabe Unite. China dezminte aceste informații. Mai multe detalii ne oferă Balazs Barabas, editor al FNews. Bun găsit, Balazs! Bună seara! Primul lucru, te întreb, pentru că probabil că asta se întreabă toată lumea, cât de sigure sunt aceste informații pe care le publică Politico? Pentru că, dacă ar fi sigure, ar avea oarecare greutate. Da, Politico a descoperit datele unui site agregator de documente vamale, deci este practic un site public de unde, prin diferite mijloace și, bineînțeles, printr-o muncă destul de intensă, se pot găsi și se pot exploata anumite informații. Eu cred că sunt totuși informații foarte bine verificate de Politico, pentru că este o publicație foarte importantă și foarte prestigioasă și nu și-ar permite să publice informații neverificate și care nu au o oarecare substanță. Cum s-au derulat, Balazs, livrările conform acestor documente? Pentru că până la urmă trebuie să lase niște urme aceste transporturi. Da, evident, trebuie făcute niște documente vamale și de transport foarte bine documentate, deci acest lucru nu se poate evita până la urmă. Se pare că între China și Rusia s-au făcut aceste livrări prin firme private, bineînțeles ca să ascundă aceste tranzacții între cele două state. Se pare că China, o companie privată chineză, a livrat numai puțin de 1000 de puști mitralieră către o firmă din Rusia care are legături cu guvernul rus. Este vorba de puști mitralieră care sunt asemănătoare cu puștile mitralieră M16 americane. În transport ele au fost etichetate ca puști de vânătoare, deci puști civile de vânătoare, dar încă o dată acestea seamănă mai mult cu echipamente militare de asalt americane. Apoi tot printr-o firmă chineză privată s-a făcut și o livrare de substanțială de mai multe tone de echipament antiglonț, precum și diferite piese de drone care pot fi asamblate și folosite ca drone. Important este de spus că acestea sunt așa numite produse de dublă utilizare, deci pot fi folosite atât în domeniul civil, cât și cu anumite modificări în domeniul militar și chiar pe frontul din Ucraina. Nu este clar dacă aceste obiecte și aceste produse livrate au fost folosite în mod concret pe frontul din Ucraina, dar există această posibilitate.